despre asta vorbim și noi fără să fim mături și n-aș putea să o fac singur. Și atunci am ales această combinație care sunt convins că e câștigătoare. Sergiu Voinescu, cu care m-am rotat când prezentat cartea, am prezentat cu el un întrevieț și la Cismigiu, am făcut-o și acum. Sergiu Voinescu, cu care am prezentat două mături stau de vorbă și la Cismigiu, e bine că nu-i atent. Și l-am corupt și a răspuns cu grație și amabilitate de invitație. Și Andrei Șerman, pe care am prins curaj să-l invit, după ce l-a reușit o performanță pe care nu o credeam posibilă. L-am văzut punând lucruri în scenă, pe toate marile scene ale lumii, l-am văzut făcând lucruri enorme, n-am crezut că o să reușească să mărim prietenească cu teatru. Și asta cred că este performanța de acum 3 ani a lui Andrei Șerman, pe care l-am rugat să vorbească la cartea asta și la fel a acceptat cu grație. Și l-a jucat iar pe Andrei